Bună ziua și bun regăsit, stimați ascultători, vă spunem și astăzi la o nouă ediție a emisiunii până la marginile lumii. Astăzi avem deosebită plăcere de o avea invitată pe Silvia Bagdas, mamă a trei copilași absolut superbi și în același timp misionară și nu oriunde, ci în India. Bun venit la Radio Vocea Evangheliei București! Bine v-am găsit și mă bucur și eu, mulțumesc frumos de invitație uh, și sper că va fi un timp binecuvântat de portășie. Așa să-l facă domnul, mulțumim că ați acceptat această invitație și am dorit să intrăm în subiectul emisiunii noastre și anume să dezvăluiți ascultătorilor Radio Vocea Evangheliei București cum a lucrat Dumnezeu în viața dumneavoastră, când v-ați întors la El și cum v-ați întors la El. Cred că este deosebit așa să-ți amintești când Dumnezeu a lucrat în viața ta și sunt niște pietre pe care le pune în viața ta. Dumnezeu m-a căutat de când eram copil. Eu fac parte dintr-o familie de ortodoxi și nepracticanți. Și nu știam mai nimica despre Domnul Isus. Mă credeam credincioasă, așa îmi spunea tata. Tu ești credincioasă, dar habar nu aveam nici măcar ce a făcut Domnul Isus, că a murit pe cruce pentru păcatele noastre. Chiar nu știam nimic. La biserică mergeați? Am mergeam așa Vă Ocazionale. dați seama, da. De Crăciun și de Pe Crăciun. vremea răposatului, mai ales atunci, era o vreme de întuneric și nu prea am avut noi ocazia. Ne-am dus, da, așa, mult, mult mai rar. Exact cum a spus dumneavoastră. Dar cu Contacte, venit evanghelicii? contacte, contacte cu evanghelicii? în familie sau...? Chiar nu, chiar nu. nu. Eram total, da, necunoscători de aceasta. De-aia vreau să vă spun, când a venit no, revoluția, libertatea și așa mai departe, se făcea lucrare cu copilașii. Și eram copil și eu, bineînțeles. O prietenă de-a mea mi-a spus, hai vino și tu să vezi că uite e frumos, se cântă și așa mai departe. Și eram așa un pic uh, sceptică, pentru că noi Știți cum e? În vremea aia erau multe, multe vorbe despre, da. hai să spunem, deschis pocăiți. A, la pocăiți și tot felul, copiii percepeau foarte greșit. A, că dacă, mi s-a furat amuzat și acum, dacă te duci și bei apă, te pocăiești. O, ce bine ar fi! <laughs> da. De la pocăiți, dacă te duci și bei apă, te pocăiești. Pentru noi era un lucru înfricoșător. Deci, Așa. în cadrul bisericilor neoprotestante, organizau aceste întâlniri exact. cu copiii. Și da. ați fost invitată și dumneavoastră da. de către o fată care Chiar era din familie... De... De Bloc. credincioși sau nu, nici ea? Nu, nici ea. Deci ea cred că a fost prima și Dumnezeu așa a lucrat prin ea să-l să să cunosc pe Domnul. Și am fost la întâlnirile acestea, am întrebat-o pe mama dacă îmi dă voie. M-a lăsat, slăvit să fie Domnul, și am mers acolo și chiar eram foarte atentă. Nu știu dacă să divulg lucrul ăsta sau nu, dar învățătorul nostru, de școală duminicală era chiar fratele Cristi Pavel și mi-amintesc cu drag și de sora Nișoara și de Mihaela Miura și îți rămân în minte și în suflet așa primii oameni care au sădit cuvântul lui Dumnezeu în inima ta în viața ta a fost ceva deosebit. Prima oară știu că am fost foarte atentă, n-am înțeles eu foarte bine, știu că era fratele Cristi care vestea Evanghelia, spunea despre că atunci când intră Domnul Iisus în, în viața ta, inima ta este ca o casă în care el începe să facă curățenie și așa mă gândeam eu... E, poate n-am făcut eu prea mult curat acasă sau... Mă rog, deci vă dați seama Inima mea de copil, mintea mea de copil Dar eram foarte atentă. Ce e, Dumnezeu vârstă Am 10-11 ani, cam așa Apas ați băut? <laughs> de acolo, da, încă multă <laughs> Și mai era și un smochin acolo Și de ne mai bucuram și de, de acela Slavă Domnului așa. Domnul și... Isus spune că dacă îl vom primi, îl vom accepta Vor cârge râuri din viețile noastre Amin. Și ce bine avut, că l-ați cunoscut da. așa de vreme e, Și am înțeles la un moment dat Deci am fost mulți copii care ne-am perindat pe acolo Că, wow, am fost așa de impresionată Că, wow, pe mine Domnul Isus mă iubește Lucrul ăsta nu-l mai auzisem și și-a dat viața pentru păcatele mele. Da, vreau să-l urmez pe Domnul Isus. Și am ascultat Evanghelia și am ales să-l urmez. Părinții mei au văzut schimbarea, știți? Eu tot m-am dus duminică de duminică, duminică de duminică, ei m-au lăsat da, și pentru asta. Nu, da, păi puteau să fie obiecțiuni, da, da, vă da, dați da, seama, da. dar nu, Dumnezeu așa a lucrat ca să am drum liber, știți? Vreau să vă spun că, deși acum nu se practică, dar Dumnezeu așa a vrut în viața mea. M-am botezat la 12 ani în apă. Și mulțumesc lui Dumnezeu pentru asta. Practic, pentru frați a fost un risc, dar cred că atunci Duhul lui Dumnezeu mai mult m-a atins pe mine. Dar cum i-ați convins la vârsta asta? Cea Sincer, de nu am făcut-o fără știrea lor. Prima oară. Atunci. Și după ah. aia, mai târziu, i-am descoperit mamei mele și mi a spus, uite, de ce te-ai botezat tu și așa, dar uh, nu au fost reacții așa, Înțeles. știu, agresive sau... Să se supere foarte tare că de ce făcut. Dar a mulțumit lui Dumnezeu. Eu cred că în viața mea așa a ales eu să lucreze un pic mai repede, pentru că aveam niște planuri în viața da. mea. Dar ați avut un moment în care l-ați primit. Pe a Domnul fost Iisus. un moment. Da. da, a fost un moment uh, specific, să spun, mă duceam și la adunare. Fata asta era așa de, prietena asta a mea, așa de plină de zel, că zice, hai, acum să mă tai pentru copii, dar tu vino și duminica. Ah. Și la biserică, eu nu prea mai, nu prea vroiam așa, era, hm, hm. dar zic, hai să vin, hai să mă duc. Și atunci s-a vestit Evanghelia de către fratele Ciopa și mi, și acum, și ea tot îmi dădea coate, hai, primește, hai, hai și tu, ridică-te, când s-a făcut avea, chemarea. Uh, și ea era un pic mai mare, ca să zic, maxim Doi ani mai mare decât mine. Ok, și îl primise pe Domnul Isus? Ia, cred că da. Cred că l-a primit. Acum, ca și copil, vă dați seama. M-am ridicat și-o în picioare, dar transformarea adevărată, cred, și când a venit Duhul lui Dumnezeu să locuiască în mine, vă spun sincer, cred că a fost la botez. De ce spun asta? Pentru că atunci când m-am dus la școală, pe mine începuseră foarte tare să mă deranjeze vorbele urâte ale colegilor mei. Până atunci nu aveam așa mare cum să spun, nu mă deranjau foarte tare, nu? Eram prea stresată că vorbesc într-un anume fel. dar când după ce m-am botezat și m-am dus la școală, Duhul lui Dumnezeu a fost o schimbare pe care știți cum e. Schimbarea Dumnezeu o face, la un moment dat, lucrarea Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu este și tainică. Absolut. Și nu poți să o explici prea mult, dar știi că este acolo, știi da. că Duhul lui Dumnezeu vine și e te locuiește. Visibilă. Exact. Și asta s-a întâmplat. Și ceilalți din jur au, au văzut. Și am primit și râvna aceea, dorința aceea de a le spune și altora. Uh -huh. Și toți știau că eu l-am primit pe Domnul Isus și că m-am botezat, nu m-am ferit. Și chiar Dumnezeu a lucrat, colega mea și prietena mea, cea mai bună, de fapt. Mult mai târziu, când am devenit adolescenți, colegii de bancă fiind eu îi mărturiseam despre Domnul și ea. Ea a venit și ea la adunare și l-a primit și ea pe Domnul Isus și a lucrat Dumnezeu astfel încât și acum are familia ei, slăvit să fie Domnul și este copilul lui Dumnezeu. Chiar dacă părinții poate nu au fost chiar așa deschiși, dar au fost. Adică, tot așa nu s-au opus. Cum au reacționat colegii din clasă, profesorii, că au văzut schimbarea asta și apoi și părinții ce au. Doamna dirigintă aflase că m-am botezat și cea nu, n-ai făcut bine și așa, dar nu, 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 au fost așa comentarii foarte vehemente, doar că doamna dirigintă ta știu că a aflat că m-am botezat și aia aici nu prea a fost încântată. A chemat-o pe mama la școală? Nu, nu. deci n-au fost situații de genul ăsta, nu. Dumnezeu așa a îngăduit în viața mea să nu primesc eu genul ăsta de persecuție sau de opoziție, că poate aș fi fost prea... Știu eu, poate prea slab atunci și m-aș fi oprit din credință. Știe domnul mai bine de ce. Dar am fost o mărturie și chiar pentru slava lui Dumnezeu vreau să spun că m-am întâlnit cu o fată care a devenit creștină și sora ei a fost colegă cu mine. Am fost colege în clasele 1-8 și acum fata cu care m-am întâlnit eu îmi spunea, zice, măi, sora mea îmi spunea despre tine. A, uite, da mă, Silvia, ea, noi ne preocupam de alte lucruri și ea, ea era cu Domnul Iisus, ea era cu credința. Și m-am bucurat așa să rămână un fel de mărturie, chiar și atunci, la vârstaia. Mi-amintesc că am mai chemat și un, un coleg, el și-a exprimat de fapt dorința, hai, vino la adunare și așa. El deja, acum era, aveam 14 ani, deja eram clasa 8-a și am zis, măi, poate nu îi vorbește. Zice, da, dar eu fumez, lasă, vin așa. Numai că. La un moment dat a luat o pauză, a dus în curte și a tras și el o țigărușă și așa, nu știu, a venit atunci, nu s-a întâmplat nimic deosebit, dar văd că totuși sămânța care a fost sădită, chiar în viețile colegilor mei de atunci, a rămas, pentru că ei și amintesc, ok, cineva care îl căuta pe Domnul Isus, cineva care îl iubea pe Domnul Iisus, au, da. uite, schimbările care s-au întâmplat, da. care au avut loc în viața ei. Și mărturia cea mai frumoasă față de părinții mei. Părinții mei au continuat să-mi dea voie să vin la adunare, tocmai chiar ei au zis, pă, te au văzut schimbări. Mm -hmm. Știți? Dacă înainte mă purtam mai rebel și aveam vorbe neplăcute în gură, s-au schimbat lucrurile astea. Frați, surori? Da, un frate și o soră care îmi sunt vitregi, dar asta este o altă. Nu l-au cunoscut pe domnul. Nu l-au cunoscut, nici n-au vrut. Am așa, nici nu au vrut Și viața fratelui meu încă este În păcat și a surorii mele N-am mai ținut legătura din păcate de mult cu ei Și părinții? Numai minunile lui. He, părinții, aici au văzut părinții Schimbările și Le-am vorbit, le vorbeam Tot timpul, îi vedeau și viața care s-a schimbat La mine și Faptul că Dumnezeu lucrează E bine, eu spuneam mamei Mami, hai, când vii și tu La Domnul și așa, a, păi stai un pic Că Așa, cumva se codea. Tata, la fel, tata era cu țigara. El zice, lasă, că uite, nu pot să mă las de țigară, dar lasă asta, că Domnul te ajută și te scapă. Așa, ca o mărturisire vă spun, atunci m-am bucurat că Dumnezeu a lucrat în viața părinților mei, într-un fel așa. Momentul ăla nu mai erau bani să plătim întreținerea. Și tata a zis, hai să ne împrumutăm, că rămânem cu întreținerea, se tot crește și nu avem. Și am zis, hai să nu să nu împrumutăm, hai să rugăm pe Domnul. Și ei țineau cont de părerile mele. Și, a, și, am așteptat, am așteptat o vreme destul de lungă și tata a zis, uite, că nu se întâmplă nimic, nu s-a întâmplat nimic. Zice, uite, nu se întâmplă nimic, hai să, să facem împrumut totul. Și am zis, hai mai așteaptă un pic, hai mai așteaptă un pic. Ei, și Dumnezeu așa a lucrat că Într-o seară mi-a spus el, uite, du-te tu la o familie anume, într-un loc și așa mai departe. Acum Dumnezeu nu a lucrat din partea aia, dar nici nu mă așteptam neapărat. Și am ascultat pur și simplu ce mi-a spus Duhul Lui Dumnezeu. Când m-am întors, m-am întâlnit cu o colegă de facultate, fost o colegă de facultate, care m-a întrebat, uite cum e tatăl tău. Bineînțeles că n-am început să mă plâng, vă dați seama deci, de situație, niciun caz. Dar Dumnezeu așa i-a pus pe inimă. A venit la mine și la plecare mi-a zis, uite, mi-a dat niște bănuți, știți? și a rămas așa surprins să zic, wow, nu vine să cred, dar nu, dar lasă. Ei, Dumnezeu așa a lucrat și m-a dus acasă. Cu și am spus, da, și, 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 și am spus, uite, tati, vezi cum lucrează Dumnezeu? Și a rămas așa, era plin de bucurie. Bine, da. era o sumă foarte mare, dar încă mai avea neacoperit și Dumnezeu m-a ajutat să acopăr după aceea. Ei, ideea este că tata s-a rugat pentru, cred că a fost prima singura oară, că l-am auzit, nici măcar nu știa cum de el, așa să se roage Sfintei treim, Spunea Dumnezeu, tată, vă mulțumesc că mi-ați dat foarte frumos așa și foarte touching așa, deosebit. Tata încă nu se întorsese la Dumnezeu. El era bolnav, dar vedeam că totuși crede, crede în Domnul și mama la fel. Numai că știți cum e, trebuie momentul ăla când Dumnezeu pur și simplu să hotărască în viața ta să Tai totul la o parte, orice piedică, și gata. L-am urmat pe Domnul Iisus. Veneau la adunare? Nu veneau, nu veneau. Deci au fost mulți ani și eu n-am insistat. N-am insistat pentru că nu vreau să fiu nici așa cicălitoare cu ei. În schimb, mă rugam. Adică știam că Dumnezeu va lucra în viața lor. Și tatăl fiind foarte bolnav, la un moment dat, în ultimile zile de viața ale Dumnealui, eram foarte îngrijorată că nu-l are pe Domnul Iisus mai era foarte puțin, mai avea de trăit, medicamentele nu mai aveau ce să facă. I-am zis, tati, primește pe Domnul Isus, și așa. Și să știți că a făcut rugăciunea de primire în viața Dumnealui, a Domnului Iisus, și am zis, Doamne, atâta vreau să știu, că El este la tine. În rest, tu să lucrezi. Și asta mi este nădejdea și credința, că totuși tatăl meu s-a întors la Dumnezeu și că l-a primit pe Domnul Isus. Știți cum e, ca tâlharul de pe cruce în ultimele momente, dar Domnul te salvează și când ești în ultimele momente ale vieții. Nu trebuie să lăsăm pentru ultimul moment, că s-ar putea caz. să nu existe, niciun dar caz. există și astfel de experiențe și da. sunt datorate harului lui Dumnezeu. Mama? Mama apoi a început să vină, deci după ce s-a După plecarea tata, tatălui. Da, da, după ce s-a dus tata, a, ven, a început să vină la adunare și să-l cunoască pe Domnul. Și apoi eu la un moment dat eram undeva în misiune și mi-a făcut surpriza, la fel n-am insistat, a vrut să se boteze. Și a zis, mami, eu mă, vreau să mă botez. Și am zis, doamne, slavă ție, vă dați seama, boteze în apă și așa. Și am dat slavă Domnului și pentru asta. Când am venit, mami se botezease. Sau așa, este un lucru extraordinar. Și acum este pe cale. Dau slavă, Domnului, slavă pentru... Domnului Da. Iată, o pierdere trupească aduce, de fapt, la Domnul două suflete, și pe tata și pe da. mama. Că ați vorbit de misiune, cum și de ce ați început să faceți misiune, cum ați înțeles porunca Domnului Isus de a duce mai departe Evanghelia? Din nou, trebuie să mă întorc în copilărie. Acolo Dumnezeu a pus, să știți, o sămânță, o dorință de a spune tuturor Evanghelia, de a spune despre Domnul Isus. Iisus mi-a salvat viața, haideți veni și voi la Iisus, uite ce minunat este. Cum spunem noi în cuvântul lui Dumnezeu, Gusta și vedeți ce bun este Domnul. Și aveam, țin minte, o planșă în care spunea, vestește Evanghelia pe strada ta sau ceva de genul ăsta, voi vesti Evanghelia pe strada mea sau așa. E, mie mi-a rămas foarte mult în minte lucrul ăsta și în inimă și în duc. E, tot cu prietena respectivă, ea spunea, o, oh, eu vreau să devin misionară. Și eu ziceam, și eu vreau să fiu de misionar, dar nu prea știam noi ce înseamnă lucrul ăsta, vă dați seama. Dar totuși dorința asta a rămas de-a lungul anilor, vreau să vă spun. Deci, mă rog, am făcut școală, am făcut facultate, am avut slujba mea și totuși dorința asta a rămas acolo, sădită. Și am zis, doamne, dar totuși dorința asta este de la mine sau de la tine. Dar hai să, hai să vă spun un lucru. Am fost provocată și prin liderii bisericii noastre. Acum nu știu dacă tot așa dorește să-i divul numele, fratele Eli mi-a spus, dar tu, ca să treci la practică, probabil Dumnezeu lucra acum, până când o să dorești, trebuie să treci la fapte. Și Dumnezeu a lucrat și în direcția asta. Am hotărât înaintea lui Dumnezeu să fie un moment și am zis, Doamne, eu vreau ca Tu să-mi vorbești este voia ta sau este gândul meu? Ca să știu că este o cală pe care tu o vrei sau nu. Ei bine, citeam la rând Biblia și Dumnezeu mi-a vorbit din Geneza, capitolul 12, spune așa, am să citesc. Domnul zisese lui Avram, „Ești din țara ta, din rudenia ta și din casa tatălui tău și vin o în țara pe care ți-o voi arăta. Voi face din tine un neam mare și te voi binecuvânta, voi face un nume mare și vei fi o binecuvântare voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta și voi blestema pe cei ce te vor blestema și toate familiile Pământului vor fi binecuvântate în tine. Asta mi-a rămas în nimeni, ești din țara ta. Dar am zis, Doamne, eu întotdeauna ceream confirmare de la Dumnezeu. Doamne, dacă este de la tine, te rog frumos, mai vorbește-mă o dată. Ca să știu. Asta am fost, Dumnezeu știți cum e. Cunoaște inima, tu când cauți cu adevărat, el îți vorbește. Nu te lasă. Și făceam un studiu pe atunci cu tinerii, făceam un studiu biblic. Studiam romaniu m-am dus acasă și trebuia să răspundem, aveam noi o carte de studiu, un ghid de studiu și trebuia să răspundem din uh, întrebărilor. Și începusem să răspund întrebărilor și la un moment dat uh, întrebarea mă trimitea la textul biblic, bineînțeles că doar e studiu biblic, să citesc din Biblie. Și eu așa, în, vă spun sincer, în lenea mea am spus, a spus, da știu, răspuns, da, nu mai, nu mai citesc că știu. Și dintr-o dată așa, vocea Duhului Sfânt, cred că a fost că altceva ce... Citește! Și m-am și m am am așa, am zis, citește! Și m-am zis, să zic, da, Doamne, știam că e Domnul! Și m-am apucat să citesc. Din faptele apostolului acolo era trimiterea la capitolul 7, știți? Și era acolo martirajul lui Ștefan. Dar în spiciul lui, ca să spun așa, ce era? Ce credeți că spune acolo? Exact același verset. Cita. El când le vorbea oamenilor, spunea. <laughs> Dumnezeu a spus: lui Abraham, Ieși din țara ta, din casa ta. Și am rămas foarte uimită. Un verset din Vechiul Testament, exact același este Noul Testament, parcă, wow, era așa o revelație. Și am zis: Doamne, asta era confirmarea. Foarte simplă, dar foarte clară pentru mine. Nu mă mai îndoiesc că tu m-ai chemat în misiune. Atunci, Dumnezeu mi-a confirmat că da, eu te-am chemat pe tine în misiune. Și, de acum, nu știam unde, că. Știți cum e? Lumea e largă și Dumnezeu are un scop pentru tine. și ca un, o piesă într-un mare puzzle. Și a mai durat un pic timp, deci n-am plecat chiar imediat, dar Dumnezeu mi-a confirmat cu timpul că El mă cheamă în India. Deși eu credeam că în Africa, apropo de părările noastre personale. Dar Dumnezeu mi-a arătat iară foarte frumos că El mă cheamă în India, chiar vorbindu ca să vedeți, ascultam vocea Evangheliei. Și era cineva, un frate scump, care vorbea exact despre India. Zic, doamne, dar tu numai despre India am vorbit și nu numai, și prin casă. Lucruri care aveau legătură cu India. Și la un moment dat, fratele Edi Constantinescu, țin minte, a venit la noi la biserică, zic, doamne, dacă e voia ta să vină la mine, dar până la urmă a venit fratele Eli la mine și mi-a spus nu vrei să vorbești cu fratele Edi Constantinescu? Ba da, am vorbit cu dumnealui și tocmai pregătea o, o ieșire pe termen scurt în India. Și am zis, ok, dacă voi, voia lui Dumnezeu, atunci el se va îngriji de toate lucrurile. Cu o călătorie, vă dați seama că este destul de costisitoare. Și Dumnezeu s-a îngrijit. Și în privința asta, vă spun sincer. mi am spus, Doamne, eu nu vreau să mă duc să, să cer la nimeni. Nu știu, tu lucrează. Și vreau să vă spun că tocmai o familie. eu am spus chiar fratelui lui, uite, noi vrem să susținem un misionar, știi pe cineva. Și atunci care, a venit m-a recomandat pe mine. Și am văzut cum Dumnezeu a lucrat și să pot să plec. Acolo n-a fost decât ca o nouă confirmare a faptului că, ok, Dumnezeu mă vrea acolo. Mă vrea exact în India. Pentru ce perioadă ați plecat? Acolo a fost pe termen scurt o lună doar a. și uh, ne-am implicat printre copii cu postorul, fratele postor de acolo. Și unde anume în India? Chiar în Kalimpong și în împrejurim exact a. unde am și rămas, adică în nord-estul Indiei. Acolo, Dumnezeu, vă dați seama, mi-a cercetat inima și mi-a dat și mai mult timp bol să, să mă duc acolo unde este nevoie, unde strigă tu mare, unde oamenii sunt în întuneric. Cum este în India? Apropo, primesc Evanghelia? Eu aș spune că depinde de zonă, dar, în general, aș spune că oamenii acceptă. Acceptă să le spui Evanghelia, numai că să le spui despre Domnul Isus, dar. E, știți cum e, pentru că majoritatea sunt hinduși și ei acceptă, ok, un Dumnezeu pe lângă atâția Dumnezei pe care îi avem noi, nu e nicio problemă. Ei, tu cu Dumnezeu, tău, eu cu al meu, este foarte greu ca să-i aduci la lumina aia, să-i aduci. Domnul îi luminează să înțeleagă că, ok, este un singur Dumnezeu, Sus Hristos este calea care duce la Dumnezeu Tatăl și El, doar El este. Dar sunt suflete care sunt, așa, interesați să audă pot și din politețe să te asculte și să-ți zâmbească și mergi mai departe. Dar ai pus să sămânța, practic. Aveți cunoștință de indieni care s-au pocăit, s-au întors la Dumnezeu? Da. Acum, eu personal am avut o experiență, dar de data asta în Nepal. În zona în care suntem este la graniță cu Nepalul și în perioada aia am fost în Nepal printre copiii străzi. Așa a fost să fie. copii străzi care deja nu mai erau copii, erau adolescenți. Și mi amintesc că era o fată acolo, pe un câmp așa, am mers cu frații și mi a arătat fata asta, dar am simțit că Duhul Dumnezeu îmi spune în inima mea, spune că e gata. Nu, mi s-a părut un pic cam ciudat așa, dar știți cum e când Dumnezeu știe și spune ceva, știe ce spune Domnul. Să-i spune Evanghelia, să-i spune despre Isus. Și am început să-i vorbesc. Și a rămas foarte impresionată fata asta, cum să spun, a început să-mi vorbească ea, că de fapt undeva dormea, dacă mi-am bine, într-o toaletă sau ceva de genul ăsta. Dar că totuși au fost momente când ea a zis că a simțit dragostea lui Dumnezeu și am spus, uite, nu vrei tu să-L primești pe Domnul Iisus, acela care a venit la tine. Mi-am mi -am amintesc eu parcă a spus ea că a avut și un vis sau așa ceva. Și am spus, da, a avut un vis cu Domnul Isus, așa și am spus, uite, Domnul Isus chiar te caută, e acela ai Domnul Isus. Nu vrei tu să vii la el? Și chiar atunci ea și-a predat viața în mâna Domnului. A fost undeva un moment de hotărâre în viața ei și am dat slavă lui Dumnezeu și am zis, Doamne, tu chiar mi-ai vorbit, deci tu chiar mai căluzi la acest suflet, că Domnul caută și ne smulge din groapa cea mai adâncă, știți? Și chiar dacă suntem noi la cravată și la costum, știți, Dumnezeu ne caută și acolo, că doar el știe ce în adânc cu inimii noastre, ca să scoată de acolo tot ce este neplăcut lui, murdar, și să pune el curăția și frumusețea lui. Că, până la urmă, pentru asta ne-a creat Dumnezeu, pentru să trăim pentru slava lui, pentru frumusețea lui, pentru lauda lui. Așa este. Și atunci noi suntem împliniți cu adevărat. Ați spus că ați rămas în India. De ce? A fost o lună în care am, am stat în India, după care m-am întors peste 2 ani și acolo am făcut o școală. DTS, Disciples și Training School cu YWM, YouTube de Mission, tineri pentru misiune și de acolo Dumnezeu m-a așezat pe calea misiunii printre copii. Și mergeam printre copii la... Am rucat printre copiii musulmani, printre copiii hinduși. Cei musulmani, vă dați seama, mult mai greu de lucrat printre ei, foarte săraci și foarte needucați, dar Dumnezeu a lucrat așa, am făcut un fel de grădiniță și au fost lucruri deosebite așa. Chiar dacă ei foarte greu sau s-au stârnit așa să vină la Dumnezeu. Dar mai târziu, peste ani, am înțeles că ar fi fost ceva. Suflete care s-au întors la Dumnezeu. Însă ei măcar au înțeles, ok, avem nevoie de educație, că nici lucrul ăsta nu știau așa și părinților nu știau să-i ducem felul ăsta. Avem nevoie să... Igiena personală, deci lucruri de-astea, chiar foarte de bază. Ok, trebuie să mergem la școală să învățăm, dar au, au aflat și de Domnul Iisus și ei niciodată nu vor uita. Cu siguranță vor ști că, Ok, aici sunt creștinii care iubesc pe Domnul Iisus, și noi totdeauna putem să ne ducem la ei. Și de ce nu și noi să ne întoarcem la Dumnezeu? Că asta e cel mai important. Și astfel l-ați cunoscut pe Udei, soțul dumneavoastră, și ați rămas în India unde faceți în continuare misiune. Da, Dumnezeu așa a lucrat că mi l-a scos în cale pe Udei, deși eu vă spun sincer, nu, nu am fost așa impresionat să, să spun vai. Aici am să mărturisesc ceva personal. Dumnezeu mi-a vorbit în inimă, într-un anume context, cu dei care venise așa în grabă. Eu găteam ceva pentru la bază, la baza misionară unde eram și m-a ajutat el un pic și a rămas eu așa un pic răvășită și dintr-o dată Duhul Lui Dumnezeu a spus El o să fie soțul tău, dar eu vă spun sincer, n-am crezut. Și a mai durat un pic până, mă rog, El să-mi propună și așa, dar eu am fost uimită. Dar chiar s-a întâmplat și Dumnezeu a lucrat cu minuni, vă spun, și în direcția asta, adică Știa de ce vă a trimit în India Da, da, cu siguranță Ați descoperit da. pe parcurs M-a trimis în India ca să slujesc lui Dar pe o perioadă foarte lungă Și domnul a considerat că e mult mai bine în familie Pentru că se mărește viziunea, știți? Și câmpul Așa de lucru, până Așa la urmă Sără Silvia Bagdas, mulțumim frumos Pentru toate experiențele pe care le-ați adus Ascultătorilor Radio Vocea Evangheliei Și vă invităm împreună cu Udei soțul dumneavoastră la următoarea ediție în care îl invităm chiar pe Udei să ne mărturisească cum vestește Evanghelia, cum a experimentat întoarcerea nașterii din nou și apoi cum vestește împreună cu dumneavoastră Evanghelia în India. Vă mulțumim încă o dată pentru prezența în studioul Radio Vocea Evangheliei. Dumnezeu să vă binecuvânteze și pe dumneavoastră și pe copilași și pe Udei și să vă folosească în continuare. Amin. Mulțumesc și eu mult și chiar a fost o bucurie și o plăcere să împărtășesc lucrurile astea, slăvi să fie Dumnezeu și cred că și Udei abia așteaptă să vină și să spună și el experiențele lui pe care le-a avut cu Dumnezeu. Abia așteptăm și noi. Stimați ascultători, vă mulțumim și dumneavoastră că ați avut răbdare cu noi și mulțumim pentru atenția pe care ne-ați acordat-o. Până la următoarea ediție, vă dorim toate cele bune!